de câteva ore, circulația pe cel mai important bulevard din municipiul Drobeta, Turnul Severin, a fost blocată. Zeci de salariați ai Regiei Autonome pentru Activități Nucleare, care urmează să fie disponibilizați, au protestat timp de câteva ore, în speranța că cineva din cadrul conducerii regiei va ieși, va sta de vorbă cu ei și îi va lămuri cu privire la data la care se vor face plățile pentru salariile restante, pe care oamenii nu le-au mai primit încă din luna mai. Ne muncești și nu ne dai nimic. Ne trimiți ca niște miloci acasă. Dă-ne, nana, dreptul nostru ce am muncit și lăsați-ne după aia, frate. Plecăm, ne căutăm de muncă. Dar ce am muncit, până atunci mai putem să trăim și noi. Vă dați seama, până în noiembrie, când noi șomajul, ce facem? Din mai până în noiembrie, când noi șomajul. Suntem fine iarna. Uitați aici, prima gaură a romagului, asta este Bastodotul ăsta, care vedeți, făcută de Traitu. Și a făcut sedii ca să stea aceea cu ibați pe sute de milioane de lei. Ăștia sunt bani. Aici. Deci băia poate să facă ce vrea cu el. Să-mi dea banii la zi și la revedere. Și așa sunt bani luat afară, la revedere. Ba, nouă luni până la pensie, noi muri. Dar să-mi dea banii care am muncit până la data asta. Exact. Nu se poate, ne-am săturat de minciuni. Oamenii au ajuns în pragul disperării. Sunt luni de zile de când nu au mai văzut niciun ban și nimeni nu le dă nici măcar o speranță că își vor recupera sumele restante. Nu avem aici la copii să-i trimitem la școală. Vă vreți banii, doamnă? Dar bineînțeles că asta vrem, că ne-au dat afară ca pe niște câini. În timpul protestului a avut loc și un incident între reprezentanții firmei de pază, cei ai presei și salariați. Noi am manifestat frumos pe stradă, blocând căile de acces, iar oamenii au vrut să discute cu cineva din conducere, nedându-le accesul, oamenii care încă sunt salariați la an, că noi nu ne-am făcut lichidările, avem legitimație, au intrat înăuntru. Domnișoara de la pază a bruscat presa și a dat telefon spunând că noi i-am bruscat-o pe dumnei. Protestele RAN s-au accentuat și mai mult în ultima perioadă, în contextul în care pe 1 octombrie aici încep primele disponibilizări masive.